Lucrețiu, mă bucur tare că am reușit să ne vedem în sfârșit. Da, mâncați așa ochii tăi, hai că ai zis că vrei să discutăm chestii importante. Ia zi, ce te frământă? M-am tot gândit. Ia zi, mă, tu, ție-ți place meseria ta? Normal că nu, dar pe seceta asta ce să faci? Aș avea o propunere pentru tine, că știu că, știi că mie îmi place mult de tine, nu? Și, na, să te bag într-un loc unde e mai confortabil, mai comod. Mai comod decât o cabină de tir? Nu, mă referam mai degrabă la un birou sau ceva de genul ăsta. Oh, da, clar că dai seama că vreau, dar ce ai? Ce-ar fi, de exemplu, să te fac secretara mea? Ce spui de asta? Bă, secretarul, nu știu să fac cafele, plus că secretarele e curve, ce, vrei să-mi dau meseria pe față din prima? Păi atunci într-un birou undeva, ia zi, în PDF mai lucrat? Da, normal că am lucrat în PDF! Perfect atunci. PDF programul, da? Da, păcălire de fraier sau proști de f***ut! Ce să mă fac eu cu tine, mă, lucrez eu, că mie e tare capabilă, îmi par, știi tu? Dai seama că sunt capabilă! Știi că eu sunt un animal politic foarte capabil și cu foarte multe aspirații și te pot ajuta și pe tine. Tu ești animal în mai multe domenii. Mersi de compliment. Nu, mă, nu îmi pat. De exemplu că bei mult. Bei ca porcul. Ia zi, ce studii ai? Păi am facultatea. Facultate? Da. Păi și cum ai ajuns să faci asta? Din cauza principiilor, că decât curvă în politică, mai bine curvă cinstită pe stradă. Să nu fie rușine cu meseria mea. Știi că eu sunt foarte ambițios. Adică vorba aia, în desaga oricărui soldat se află un baston de mareșal. Baston de mareșal, maxim plutonier. Dar dacă îmi pui o pilă, să știi că pun și eu niște centimetri pentru tine, da. Păi atunci, dacă zici că ai studii superioare, da, te bag inginer undeva, mă, la un birou ceva. Tu ai mai operat pe calculatoare? Boss, abia m-am operat pe mine, vrei să operezi și calculatoarele acum, mâine, păi mâine mă pui să operezi pisica, ce dracu? Nu, mă, dacă ai lucrat. Gianni a operat calculatoare în Germania, softuri, de-astea, programe, poate vrei să-l angajezi pe el, zic. Hai că deja cred că am o idee unde aș putea să te bag, dar trebuie să te întreb niște chestii mai întâi. Zi-mi un pic, știi care e malul drept a unui râu? Da, ăla care e lui stâng. Da, dar câte maluri are un râu? Trei maluri. Trei în Cum să aibă, mă, trei? Păi da, malul stâng, malul drept și malul ăma, de dansezi eu reghetoane cu băieții pe mal. Chiar eram curios să văd cum o scoți pe asta, că aproape că te-ai necat ca țiganul la mal. Eu sunt profesionistă, eu niciodată nu mă nec. Dacă nu știam, mai stăteam noi de vorba acum. Dar hai să te mai întreb niște chestii. Ai idee, știi care este area triunghiului? Ho, că deja mă simt hărțuită cu întrebările astea, dar termin-o. De legea lui om, știi? Da, normal, om ești cu mine, om sunt cu tine. Da, bun. Debit, știi ce la un debit? Normal, când vine poliția să mă aresteze, știi ce debit de înjurat am eu? Ho-ho. Nu, mă, nu debit din ăla, mă. Debit de card, normal că am. Da, un baraj, știi ce la un baraj? Păi da, clar, când două echipe joacă fotbal și la egalitate și una trebuie să califice clar la baraj, cum nu știu. Deci, din tot ce te-am întrebat, nu știi nimic, n-ai avut niciun răspuns corect. Niște chestii elementare, de bun simț, nimic n-ai răspuns corect. Deci e clar pentru mine, ești perfectă pentru job. Da, știam, bă, știam. Mâncați așa, am zis că mă încadrez, dar ce job am? Unul fără pic de răspundere, fără pic de responsabilitate. Stai la un birou și zâmbești frumos toată ziua. E miseria visurilor mele, ce tare, normal că vreau. Dar ce asta, boss? Te angajezi la Apele Române, ce zici? Apele Române, de-astea, Dorna Borzic, astea mi-o cacoa cartatica, asta nu e română. Nu, mă, nu apele alea, mă, nu cred eu. Gata, știu, tu vrei să mă angajezi ca salvamar la șrand, ca Pamela Anderson, să merg așa prin reluare pe mal. Ți-am zis, boss, că sunt profesionistă și nu mă nec niciodată. Poți să îi văd și pe ceilalți să nu se nece. Bun, așa rămâne. Fii atent. Dar dacă te întreabă cineva cum ai ajuns pe post, faci pe victimă. Normal că fac pe, uite, deja sunt toată dramatică.
Hărți cum? Păi că te simți hărțuită de întrebări, că cum își permis să te întrebe, că ai înțeles? Da. Te simți hărțuită. Hărțu cum? Hărțuită. Bine, bun, normal că pot să zic că sunt hărțuită de aia. Perfect. Gata, ai gura ta, nu mai termin. Sărmâna. Nu mai termin aici, losoli. Nu vă supărați. Suntem jurnaliști, am avea câteva întrebări să vă punem. Așa punem eu. Vreau să vă întreb, cum ați ajuns aici? Ei, cum să ajung? M-am urcat în autobuz și hați, uite-mă aici. Nu, la asta ne referim. Cum ați ajuns, adică pe ce criterii ați fost angajată? Bus, dar tu ce mă puiești atâta? Ce mă, cum dracu era cuvântul ăla care îmi zicea domnul consilier? Ce mă pui pe Waze și mă umpli prin toată harta? Bă, ce? Cum dracu era cuvântul ăla când mergi pe un traseu și mergi după Waze? Google Maps, cum e? Hărți. Ce mă hărțuiești atâta? Mă hărțuiești? Eu am ajuns aici pe drept în cația și ochii tăi, tu nu vezi câte cuvinte știu? Hai valea! Și nu mă mai hărțui!